Lidl pregătește surprizele din cooking show-ul tău preferat. Am venit în Anglia special pentru Șef la cuțite, pentru că este un vis pe care vreau să-mi realizez și sper să fie cu succes. Astăzi gătesc un stanjac cu piure de conopidă și chorizo. Bucătăria în trecut nu o vedeam atât de bine, nu era ceva wow pentru mine. După ce am terminat liceul, am început facultatea de drept. A trebuit să muncesc și la un moment dat să renunț la facultate, din păcate. Am ajuns în bucătărie pentru că am fost și nevoit, poate puțin. Acum aproximativ 6-7 ani, tatăl meu a fost diagnosticat cu cancer. Am încercat să îl ajut, să luptăm, să trecem împreună peste asta. Am fost nevoit să plec în Cipru la momentul respectiv, să acopăr costurile necesare tratamentului de care avea parte. Am plecat în Cipru pentru 2 sezoane, la un restaurant. Am făcut eforturi, și eu, și el, dar din păcate n-am putut face nimic mai mult. Tatăl meu era foarte ambițios și pot spune că semăn foarte mult cu el din punctul ăsta de vedere. Cu atât mai mult pentru mine este un... Vreau să îl fac un drum și să fie fericit acolo unde este. Și știu că mă vede de acolo de unde este și sper să fac o treabă bună. Am venit aici cu soția și cu mama mea. Pentru mine familia mea înseamnă totul, pentru că l-am pierdut pe tata, iar Alex a venit la 2 luni după moartea sa. M-a tratat, m-a vindecat, pot să spun așa, și am privit viitorul cu mult mai mult optimism și îi mulțumesc Dumnezeu pentru tot ceea ce am. Sper ca șefilor să le placă ceea ce gătesc astăzi. Sper să fie un preparat pe gustul lor și să ajung cât mai departe. Consider că fie o farfurie care poate aduce cele 3 cuțite dacă este gătită corect. Și asta încerc să fac acum. Mi-am dorit întotdeauna să ajung la Șef la cuțite pentru a acumula cunoștințe, în primul rând. Pot învăța multe alte lucruri de la șef care mă vor ajuta în viitor. Vino farfurie! Ia zi, Cătăline, cu ce e, tată, că tu ai puteri de-astea holistice. Cu desert? Nu mai... Mai că mi-e frică. Zi, vom avea... Zi, zi, ce ai vrea să mănânci? Hai zi, zi repede, zi o țară, zi o ceva, dă o idee, zi! Puțin din Franța? Din Delta vine mâncat la noi. Gata, mă, din Delta se vine numele. Hai, mă, să fie din Delta. Aude-l. Gata, l-am zis, din care Delta? Exact. Din Delta... Din care Delta, mă? Păi e acolo, păi de-astea unde stau, mă, Sanjacu? E la o intrare în mare undeva, știi? Da, păi neapărat trebuie să fie la o intrare în mare. Că să fie cu apă curată, cu așa... Ce avem, măi? Hai, ia și-i gustă, pa. Sanjac, piure. Pare că ai gătit-o. Sanjac, chorizo. Nu, n-aș fi gătit așa. Aș mai fi făcut încă 2 garnituri și un sos minim. Și o spumă deasupra, adică da, nu lăsa așa niciodată. Da, era prea încărcat dacă mai puneam ceva. Lipsește risotto, băi. Risotto cu piure, da. Concurentul lipsește risotto. Piure de țelină? Nu e țelină, e conopid. Nu e cam conopid asta. Așa e, bravo. De-aia vreau să vă radit. Conopid, da. A schimbat baconul cu chorizo. Ce, clar e un Florin Dumitrescu mai mic? Mă, să dea Dumnezeu! E un bucătar tânăr, admirator al lui Florin Dumitrescu. Sanjac cu piure de conopidă și chorizo. Adică n-a pus risotto. Și încă 2 piureuri, ca să fie total și Florin o spumă, cu trufe. Și exact. Că trebuie să fie neapărat. La asta merge bine trufa. Vezi cum mergea bine. E bine de știut. Stoa, ce emoțion. Să fie bine, să fie bine. Conopidă, chorizo și sanjac? Uite, la asta nu m-am gândit niciodată. Facem așa? Hai. Nu face Dumitrescu, dar ia stai și tu în dreapta, mă. De ce, mă? Să mai dau și eu la ureche. De ce îți dau în ureche, ești nebun? Păi deja mă doare. E și urechea cu care nu prea aud. A? Vârsta, da. Tată, vârsta. Când îmi crezi putem să mă, ce greu e. Nu e, mă, Dumitrescu, un mic. Bună seara, așa. Un baby Dumitrescu. Salut, un mic. Salut, la fel. Dorința mea cea mai mare este să ajung să am și eu părul tău. A, încearcă o dată, o să fie bine. Crede-mă că am avut părul tău. Și ce că sunt scăpat de la școala de corecție. E mult mai bine când lucrezi în bucătărie, știi ce bine. Știu că e bine. Cum te cheamă? Bogdan. Și mai cum? Bumbac.
Bumbac. Bumbac? Da. Bumbac? Planta aia din care bumbac crește, face bumbac. Care crește frumos și scumpă. Are puțin emoții. Are, are, are. Da. Ce-ți dai seama? Că se mișcă așa, da. Îmi cer scuze, ce credeți despre parfuria mea? Stai, mă, până acolo, prieteni. Nici nu ne-ai zis de unde vii, de unde ești, ce faci. Lucrez în Anglia ca bucătar de aproximativ... Cât timp credeți că sunt bucătar? 6 luni. Da, ia, hai mă, te rog eu frumos. Are 1 an și 2 luni. Aproape 2 ani. Și în Anglia unde ai lucrat? Lucrez în continuare la locul la care am început. E un restaurant cu specific mediteranean. Undeva în zona Milton Keynes, la o oră de Londra. Tu de unde ești, din România? Din Pantelimon. Mamă, Pantelimon, deci nu e din București, Pantelimon, mă. Pantelimon, tu îți dai seama? Băi, frumoasă asta. De unde ești, mă? Din Pantelimon. Trebuia să fac și-o de. Din Pantelimon, prieteni. Pantelimon? Da. Chiar din comună? La margine, acolo, din comună. Asta e mai rău, ce mai rău? O știi pe Bijou, pe ureche, pe ăștia, știi? Băi, știu, normal, că sunt acolo, din zonă. De unde știi tu, mă, băieță, ăștia de Pantelimon? În Pantelimon, parcă e copilăria Techirghiol, la Predeal. Frății, oare ce să acum fac dacă... Acum la Pantelimon. Și în Africa, și la Pantelimon, dacă a ajuns el până în Africa, nu știu, adică ce era, mă, Pantelimon? Dar în aceeași perioadă a vieții. Și trec, mă, nu știi. Băi, dacă ar fi să mergi mai departe, din ce echipă ți-ai dorit să faci parte? Mi-a plăcea să fac parte în echipa domnului șef Dumitrescu. Ți-am zis, bă? Eram, în, să fiu sincer cu dumneavoastră, am un decis între dumneavoastră și între șef Florin Dumitrescu. A, deci grasul nu avea nicio treabă. Nu știu, asta îmi spune intenția. Bă, dar eu ce am? Ce s-a întâmplat, frate? N-a vezi nimic. Mi-am pierdut în karmă. De împotriva, aveți foarte multe și bune. Băi, ia-te de Pantelimon, mă, ce vrei să duci el repede. Pierde-ne aici, ca să vorbim de farfurie. Dacă vrei să ai farfuria perfectă, bă, da, perfectă cu Sanjac, îți lipsesc două elemente. Trei elemente. Stai, mă, puțin. Hai să nu fim dat la fel de nebun ca tine. Îți mai trebuie în aceeași farfurie încă un risotto și o spun. Nu. Nu, aici greșești. Risotto, pentru că risotto a fost prima oară când l-am pus într-o farfurie cu Sanjac. Și ce, mă? Până atunci am pus întotdeauna 3 piureuri. Dacă zici și-o de risotto, acum de ce trebuie să te superi? 2 piureuri, un sos și o spumă. Sau 2 piureuri, un sos, o spumă și un ulei. Da. 2 chestii crocante, întotdeauna. Am vrut să mai adaug ceva, dar n-am vrut să complic foarte mult. Ca să ajungi să fii Dumitrescu Junior, îți mai trebuia un piure. Da, am multe de învățat, oricum apreciez. Știi care e prima greșeală în farfurie? Prima greșeală? Ciorizul ai uscat, de la nebunit. Ne-am întors la cuțite cu un bucătar ce și-ar dori să fie în echipa lui șef Florin. Pentru așa ceva a venit la noi tocmai din Anglia. Băi, bumbac. Piure mai deloc. La prima jumătate de Sanjac deja a rămas fără nimic. Asta înseamnă că farfuria ta nu este echilibrată. La naiba. Dacă ai abonament la Antena Play, ai ingredientul perfect pentru o zi perfectă. Fii gata să vezi emisiunile tale preferate în ediții integrale, oriunde și oricând pe Antena Play.